Primăvara, organismul uman se luptă să iasă din iarnă și dă piept cu virusii și toate amenințările de sezon, aduse mai ales de vremea schimbătoare. Tocmai de aceea, medicii ne recomandă să mâncăm cât mai multe fructe și legume pentru a ne întări sistemul imunitar. Imunitatea mai bună a organismului se obține prin aportul de vitamine. Vitaminele sunt cele care sunt deosebit de importante în apărarea imunitară și aici carența vitaminică ne poate expune riscului de a ne îmbolnăvi cu fel de fel de virusuri, bacterii și așa mai departe, microbi. Ce trebuie să facem este să consumăm mai multe fructe și legume. Lipsa vitaminei C este ca și cum nu am avea protecție față de microbi, pentru că vitamina C este o vitamină anti-infecțioasă. Specialiștii nutriție recomandă verdețuri de sezon, mai ales primăvara, la fiecare masă. Cărțile ne arată că se poate trăi mult și bine cu verde. Verde nu în exces, în echilibru. Adică, după părerea mea, la fiecare masă. Primăvara nu întâmplător apar aceste frunze. Corpul uman are nevoie de o primenire. În urma iernii suntem secătuiți de nutrienți, de energie, corpul trece prin niște modificări și primăvara ar fi foarte util să facem o curățenie. Așa cum ne asigurăm curățenia mașinii, a apartamentului, a casei, a corpului în exterior, trebuie să o asigurăm și a corpului interior și, de ce nu, a minții și a sufletului. Leurda, de exemplu, spun specialiștii, este o adevărată binecuvântare cu un rol esențial în sănătatea organismului și totodată în blindarea acestuia cu minerale și vitamine. Aproape toate aceste frunze verzi care apar primăvara au rolul de a curăța. Sunt depurative, au un rol în a curăța sângele, efectiv, de toxine și al împiedica să se coaguleze, în special leurda. Are acest beneficiu, deci antitrombotic, antiplachetar, în special în afecțiunile acestea cardiovasculare, e foarte utilă. În afecțiuni respiratorii superioare și inferioare, la fel, e de mare, mare ajutor. Și în paraziții intestinali, din nou, nu degeaba primăvara. Toamna, primăvara ar trebui făcute și de parazitări. Asigură chelarea de metale grele. E una din puținele plante, din puținele remedii naturale care face acest lucru. Adică elimină metalele? Da, da, da. Deci e unul din ingredientele unor scheme de chelare, de eliminare a metalelor grele. Evident, trebuie făcut după o anumită schemă, cum spuneam. Urzicile, la rândul lor, au proprietăți excepționale, mai ales prin aportul mare de fier. Specialiștii recomandă consumarea lor crude. Urzica, iarăși e un puternic curățitor al sângelui și al toxinelor. Oamenii se sperie când aud de urzică crudă. Nu înțeapă? E prima întrebare. Se poate pune în smoothie alături de fructe și se bea, combinat cu apă și puțin zeamă de lămâie, și se bea ca tare. E minunată. Are contribuții ca și leurda, în minerale foarte multe, vitaminele din grupa B, A și C, da, și mineralele, foarte multe minerale, printre care fier, magneziu, calciu, sodiu și potasiu, și una și alta, mai mult sodiu, și atâta timp cât consumăm în perioada aceasta de primăvară sau de toamnă, nu există pericol de exces. De altfel, medicii spun că este recomandată ținerea postului mare, pe lângă latura spirituală, și ca o cură de detoxifiere și curățirea organismului. E cu atât mai recomandat cu cât există și postul mare, care e un post nu așa pentru ca să evoluăm spiritual în principal, ci pentru ca să avem grijă de imunitatea corpului, să ne întărim imunitatea prin creșterea procentului de alimente vegetale comparativ cu cărnurile. Medicii și specialiștii nutriție recomandă pe cât posibil consumarea crudă a fructelor și legumelor, pentru că multe vitamine se distrug prin fierbere.